Cristian Bădilă este pictor de artă naivă și antrenor de arte marțiale. Realizează numeroase tablouri cu tematică zilnică cu care are succes la vernisajele din țară, dar și din Europa și Statele Unite. Pictura este o pasiune pentru el după cea a artelor marțiale. Spune că este o formă de terapie, o meditație în mișcare. Că sunt sincer, nu caut să lucrez sofisticat, lucrez exact așa cum sunt și lucrările mele sunt tonice, vesele și pline de culoare și cred că asta impresionează. După ce toată ziua se concentrează pe tablouri, seara se relaxează în compania sportivilor cu care face antrenamente. Îi învață pe aceștia tehnici de autoapărare, dar și de dezarmare. Copiii sunt încântați că lucrează cu un pictor sensei și sunt alături de el la vernisajele pe care acesta le are în diferite locații. Ai aflat că senseiul tău e pictor? Ce ți-ai spus? Omul acesta face foarte multe, nu știu, eram chiar foarte multe, adică pictor și... Mă gândeam că cu o mână stă, cu pensula cu altă mână se bate, adică era mamă. Și am găsit un model în el, adică de la început am găsit un model într-un el, un exemplu ca să-l urmez. Că omul a trecut prin foarte mult. Încerci să pictez cu nunceagul? Încerc, dar nu știu dacă iese. Ce-ar putea ieși? Niște lovituri. Găurez pânza. Fiind în lumea sportului, ar vrea să realizeze un tablou cu Simona Halep, deoarece se potrivește acestui stil, dar și cu Messi, pentru că l-a urmărit în meciurile Barcelonei.